Mi se pare greșit să nu-ți faci un credit. Mm -hmm. Serios, mm -hmm. pentru că pă, se plătește singur. Mm -hmm. Dacă tu ești sănătos, ai casa ta. Plus că rămâi cu imobilul, dacă stai sănătos. Cu condiția și... să-ți permiți să plăți anticipate, adică nu-ți ah. un credit pe 30 de ani ca investiție imobiliară, e o tâmpenie. Da, da. Na, da. iei da, un credit pe 30 de ani, dar îl închizi în 7, în 5, în 8, în 4 ani, în 3 ani. În, în Cât poți, fie În Cât poți, da, plătești anticipat, partea principală, astfel încât să scap de dobânda aferent acelor luni. Nu stai ca fraierul și plătești primii 10 ani numai dobândă. Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, un episod în care vom vorbi despre investiții, de data aceasta vom vorbi despre imobiliare și despre, nu știu, încercăm să ne dăm seama dacă este poate 2024 un moment bun de a cumpăra sau nu, vedem despre și vom discuta despre toate aceste lucruri în acest episod. Înainte de toate, aș vrea să te las cu două momente din partea partenerilor noștri. Cu Raiffeisen Digital Bank primești un cont curent fără costuri, 100% online, într-o aplicație simplă și intuitivă. Descarcă aplicația astăzi. Podcastul Banii Vorbesc este sponsorizat de XTB România, companie completă de investiții cu peste 20 de ani de experiență. Pentru mai multe detalii despre partenerii noștri, găsești mai jos în partea de descriere, toate informații și link-uri ajutătoare despre direcția aceasta. Noi eu îți mulțumesc mai mult pentru că mă urmărești, foarte multe comentarii, foarte mulți abonați în ultima perioadă, îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine și sper că acest episod să fie de mare interes pentru tine. Cum am spus, o să vorbim despre imobiliare și încercăm să vedem dacă cum funcționează poate piața în acest moment, iar alături de mine este Șerban Trâmbițașu, cred că este și nu, din punctul meu de vedere, este cel mai cunoscut agent imobiliar din România în acest moment. De fiecare dată când îi urmăresc videourile, cred, zic rămân așa, cum s-a gândit la toate lucrurile alea, bun de tot ești pe zona aceasta, se vede cumva că ai experiență pe zona asta de actorie și te ajută cred că tare mult în partea asta și aș vrea cumva să vorbim astăzi despre zona asta de investiții în imobiliare. Salut! Mulțumesc frumos pentru invitație, în primul rând, și pentru vorbele frumoase pe care le-ai aruncat așa la început de de podcast. Păi, na, chiar, chiar le meriți, nu știu, din mulțumesc. punctul meu de vedere, care sunt din Brașov, poate nu, nu sunt, nu, nu cumpăr în București imobiliare, dar te urmăresc pentru că, nu, este un lucru de inspirație cum, cum înainte așa ca să mergem, ca să facem intro în imobiliare, nu știu, cum, cum, a fost trecerea ta la, la imobiliare? Cum, înainte făceai partea asta de improvizație, cred că și stand-up, și ai ajuns la imobiliare acum 14 ani, mi-ai zis, acum înainte să începem. Au început deodată, sunt actor din 2010 de când am absolvit facultatea de teatru și de imobiliare tot din 2010 m-am deci au plecat în tandem, ca să spun așa, dar le-am combinat acum 2 ani jumate. Uh, le-am făcut separat, fiecare cu treaba uh, lui, ei okay. <laughs> it <laughs> uh, sunt actori de improvizație în continuare am o trupă de teatru de improvizație, trupa Obligo cu care am peste 1500 de spectacole în cei 14 ani 15 ani, că am început în 2009 cu un an mai devreme uh, imobiliare de 14 ani și cam atât și să face o legătură între foarte bună da, cam târziu mi-am dat seama de lucrul ăsta, <laughs> la insistențele apropiaților mei, uh, dar bine că mi-am dat seama, nu? Mai bine mai târziu decât niciodată. Da, care a fost primul video? Să mai aduci aminte de ăsta așa, care l-ai făcut mai diferit? <laughs> primul video. Primul da, mi-l aduc aminte. A, a, a Aveam o garsonieră de închiriat de 250 de euro într-un demisol, pretabilă pentru un birou. Mm -hmm. A prins? A prins, da, A prins? Bine, a prins Bine, la modul, în primul video, să-ți aibă undeva la 6.000 de vizualizări, a fost wow uh -huh. pentru primul video. Încearcă lumea să copieze? Eu mai observ așa, mici lucruri. E loc lucru pentru toată lumea. Nu mă deranjează. Cu cât încearcă mai mult să mă copieze, deși nu cred că încearcă să mă copieze, încearcă să-și găsească stilul, dar e greu când ai un un exemplu care funcționează. E greu să nu pici în direcția aia. Pot să, -mi, pot să înțeleg lucrul ăsta. Ideal ar fi pentru cei care încearcă să facă asta să o facă în stilul lor, nu în mm. stilul meu, pentru că cu cât ești mai natural, cu atât printe mai bine. Mm. Eu zic că de-aia a prins la mine naturalețea și uh, spontaneitatea și uh, transparența. Asta contează. Dar să-și găsească fiecare stilul lui. E loc pentru toată lumea. Mm. Sunt foarte mulți oameni care nu mă plac și care cărora nu le place stilul meu. Mm. Poate le place alt stil. Da, sunt. Că cred că și, <coughs> și din comentarii, cred că sunt unii care nu-mi place prezentarea sau lucruri de genul ăsta, dar... Ceea ce e foarte bine. E normal. De, da. Antireclama este o reclamă. Exact, exact. Uh, cum, cum, te gândești la video? Uite, acum la început de episod vreau să, nu știu, să te cunosc un pic. Cum te gândești la video? Să faci tu cumva flow-ul sau, nu știu, te ajută cineva? Sau cum este tot scenariul? Nu, ajung la locație, văd locația și încep. Da, punct, start. Nu vreau fără. să știu nimic de dinainte, așa cum ți-am spus și ție înainte de podcast. <laughs> Nu-mi trimite întrebările pentru că mie îmi place spontan. Așa sunt, așa am fost și așa voi fi, <laughs> cum erau versurile da, nu, așa funcționează. Chiar azi am avut un clip în afara Bucureștiului, am ajuns la locație, am văzut despre ce vorba. Jumătate de minut am început. Mm -hmm. <coughs> Îmi în place că ești destul de, nu știu, obiectiv și mai ales, nu știu, când e o scară de bloc care nu arată chiar urâtă, zici, aici mai trebuie un pic renovat. <laughs> câștigăm timp, scoțând exact. în evidență defectele, de câștigăm timp prețios, mm -hmm. care nu prea-l avem. Cât de repede se dau apartamentele după un video? Nu există un standard, dar am vândut și în două ore, fără să-ți exagerez. Am vândut și într-un an jumate, în urma Deci. Atunci a văzut omul video respectiv, după un an jumate. <laughs> Piața 2024, cum o vezi? Cum a, cum a mers de, -a, de la începutul anului până acum, în septembrie? Cum o simți? A crescut. Bine, depinde de locații până la urmă. În București, eu lucrez București și Ilfov, mai mult okay. București. În București, prețurile au crescut undeva 10-15% față de începutul okay. anului. În Ilfov, înseamnă tot ce înseamnă în jurul Bucureștiului, eu am simțit o scădere a cererii. Tot pe bază de timp, mm -hmm. că se stă mult în trafic. Și cumva am impresia că trendul s-a inversat Față de pandemie, când oamenii și-ar și fi vândut sau și-au vândut imobilele mici pentru o căsuță cu un pic de teren, poate un pic mai mult în afara orașului, și-au dat seama că nu, mai e. că nu mai e combinație și că timpul e mult mai prețios și că decât să faci o oră jumate dimineață până la grădiniță și o oră la întors acasă, mai bine, mai bine vând ce-au cumpărat atunci și se mută din nou în mic. Numai că nu prea le mai dă. Numai, nu numai mai. Nu este. mai este calculul. Nu mai este calculul pentru că în București prețurile au crescut, în provincie prețurile au coborât, în provincie mă refer la, la, la lângă apropiată. București, uh -huh. da? uh -huh. uh, pentru că e ofertă foarte multă. Prețul știi și tu, că uh -huh. despre asta emisiunea, ai dat uh -huh. de raportul dintre cerere și ofertă. Oferta, momentul de față, pe Elfovie, e exagerată, okay. iar cererea e în scădere, uh, viceversa, uh, în oraș. N Am înțeles. Deci oferta este mică în oraș. Acum da. A... Și cererea a crescut. Mai ales și prin prisma scăderii dobânzilor. în primul rând. Pentru că, din punctul meu de vedere, clasa medie, motorul imobiliar al clasei medii sunt creditele ipotecare. Mm -hmm. Mm -hmm. Și una e să ai dobândă 10-11, 9-10-11, da. și una e să ai oferte și cu 4,9 acum. 4,9, exact. Crește cererea, azi, crește puterea de cumpărare, nu crește când cererea, crește prețul. Uh -huh, uh -huh. E perfect normal ce se întâmplă. Perfect normal. Uh, crezi cumva că um, o să mai vedem partea aceea de nu știu? Erau la un moment dat, anul trecut, 60-70% din tranzacții, cash. Cum e acum? Măi, acum nu știu, nu fac fan. predicții imobiliare, nu. eu nu o să spun ce se okay, întâmplă. Pentru dar că cum nu știu, acum, cam cum, știu cum vezi. Clienții. Ce se întâmplă acum? Uh, băi, băncile se plâng au prea mulți bani. Cei drept din depozite, da. Sunt. A, asta zic băncile. Băi, luați credite, dar am scăzut și dobânzile pentru că avem prea mulți bani. Asta înseamnă că puterea de cumpărare cu cash a crescut. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, mare lumea, sunt bani să o cumpere? Imobiliare? Da, are bani. Și interesul e din ce în ce mai mare. Chiar vorbeam cu fratele meu, fratele meu Vlad Râmbițașu, mentorul meu... Că ne întâlnim și noi la o cafea ca da, fiecare da. are familia lui, ne Simranța. mai vedem din când în când la să mâncăm ceva împreună și mergem la o cârciumă, un birt, o terasă, un restaurant, cum vrei să-i spui. Toate. Nu e locație în care intrăm ca la masa de lângă să nu se vorbească despre imobiliare. Dacă nu masa de lângă, la două mese. Deci, efectiv, toată lumea vorbește despre imobiliare. A început cumva, cred eu, să bată fotbalul și gașicile. <laughs> și politica sau încă nu? Și, și politica, da. Că asta se vorbea, nu? Când ești da. gagici, fotbal și politică după o vârstă. Uh -huh. Acum, imobiliarele se vorbesc la orice masă, la orice întrunire. To toată lumea parcă se, <coughs> par se pricepe la imobiliare? Parcă se pricepe la imobiliare. Dar câți, câți efectiv se pricep la imobiliare? Asta nu știu, Dumnezeu știe. <laughs> Dar tu îi vezi pe oameni care, nu știu, care sunt interesați să cupere că se pricep sau fac așa, nu știu, întreabă? Păi sunt foarte ori. mulți care se pricep și le recunosc asta și le spun și felicit sunt foarte mulți care n-au. Nu nu știu. Ceea ce e normal, nu putem să ne pricepem la tot, deși suntem români și se spune că românul se pricepe la toate. Nu, nu e așa. Nu e așa. Și e bine din când în când să mai apelezi la un profesionist. Tu îi ajuți doar la nivel de nu știu, să-și facă și anumite calcule în cazul care este un investitor. Poate, uite, sunt eu, sunt din Brașov și vreau să o cumpăr în București. Da, poți să zic la ce chirieți va aduce un imobil în funcție de locație, poziție, cât bani pe el, cum arată. Și să faci tu, îți calculezi tu randamentul și ce te interesează pe tine. Dacă mai arăți un imobil, eu zic cât te ției chirie pe el. Uite aici unde sunt. <laughs> uh, unde, unde, unde vezi că sunt? La nivel, de, la nivel de închirier? uite, la nivel de chirii, mai crește piața? Vezi că o să crească piața acum? Am nu, nu pot să fac că, predicții. Nu? Sau piața cu, cu... a crescut de luna trecută până acum la chirii. Asta pot Bacă să spun, spun, da? Ce se va întâmpla, nu știu. Uh, cererea e foarte mare pe uh -huh. chiria acum. Sincer, nu prea mă ocup de chirii. Na, deci mai mult vânzări. Facem și partea de chirii, uh, agenția mea trâmbița și estate, dar mai mult pe vânzări. Sunt scumpe imobiliarele? Raportat la salariul mediu, la, raportat la salariu mediu, în momentul ăsta avem cel mai mic preț pe metru pătrat din Europa. De Deci încă e loc. Și de ce lumea zice că sunt scumpe? În Ungaria sunt mai, în Budapesta sunt mai scumpe imobiliarele decât la noi. Mm -hmm. Ți-am dat un, un exemplu, mai un număr, atunci, nu, atunci. nu, mă duc în Spania, Italia, da. Franța, în țările mega-ultra vestice. În Polonia, din nou în, în, în Varsovia, uh -huh. prețul pe metru pătrat e mai mare decât la noi, raportat la salariu mediu. Da? Deci în momentul ăsta poți să-ți cumperi un metru pătrat de apartament în București cu 1,6 salarii medii. Uh -huh. da. În Budapesta dai 3,2 salarii medii pe un metru pătrat de apartament. Și continuare zice lumea că e scump. Păi lumea ce asta vai? zice la orice. Man, am postat două camere, 47 de mii. Mm. Într-adevăr, bloc din 74, într-adevăr mm. 38 de metri, într-adevăr 10 din 10, Dar în București! Lângă Ei, da. parcul circului, parcul Tei, parcul Plumbuita, în cartierul Tei. Și din 200 mm. de comentarii, 50 au spus că nu facem mai de 30 de mii, de 40, de 50, mm. da? L-am postat mm. pe 47, 500. L-am vândut pe 48, 500. Mm -hmm. Cu 1.000 peste postare. Dar în comentarii, indiferent ce pui... Uh, nu se poate să ne apară foarte scump. Foarte scump. Păi la salariul nostru, nu exact. avem salariul 500 de euro pe lună și nu e așa. Nu se calculează la salariu minim. Exact. Și nici nu nu toată lumea câștigă minim pe economie. Dacă e Majoritatea nu câștigă minim. Eu vorbesc de București. Da, știu. Da. București se câștigă. Se câștigă, da. Destul de, destul da, de și bine. Da, și e și scumpă viața. Mm -hmm. Adică... Ar trebui să comparăm, în fine, când ne facem analiza asta, dacă sunt scumpe sau nu imobiliarele, o facem doar cu salariul mediu sau poate, nu știu, ne mai gândim și la alte lucruri? Sau aici, asta ar fi cea mai bună, cea mai bună analiză? Eu zic asta e. Nu, adică cu ce comparăm? În cât timp îmi plătesc apartamentul, nu? Uh -huh, uh -huh. Cât, câți ani de muncă ca să-l achiziționez? nu. Da. Vorbim de țările civilizate, dacă mă duc în capitala Spaniei, vorbim de capitale, da? da? Nu-mi compari no. alavesul cu, exact. cu o statie. Da? Mai am comentarii, pun o bă, casă în București la 400 de 400.000, o casă micuță modestă, dar pe calea călărașilor lângă piața muncii și îmi spun că -i cu asta îmi fac vilă în Spania, la Malumări. Îți faci, dar nu în Madrid. Mm. Madrid probabil te costă 3-4 milioane. Hai să comparăm mere cu mere și pe recupere. Pe recupere, exact. Păi, cred că în, în, în Spania, cred că undeva la, dacă nu, 5 sau 6, din ce mi-aduc eu aminte, am fost ultime statistici, salarii medii era... Pe metru pătrat. Da, pe metru. Potrat, de da. Sau și Barcelona, oricum Barcelona acolo sunt mari probleme, nu știu dacă... Cred că ai, ai auzit și tu mari probleme cu locanșii care nu-și găsesc de închiriat. Și da, din să cauza fie... Da, din cauza turiștilor. Știu că i-au împușcat cu pistoale cu apă la terasă. Cum cu se <laughs> cu, cu face asta? Bine, <laughs> foarte funny. Nu pot să mă pun în pielea lor, cred că dar că cred, că e... că sunt, cred, că sunt un pic disperați. Este, este, este. Și plus că, uite, în Barcelona era... ăștia um, de la primăria Barcelonei a interzis Google Maps să pună anumite curse de, de, autobuze în Maps. Știi că pe Maps te duce, îți spune, ea. Serios? Ai, nu știu, autobuzul nu știu cât. Pentru că se făcea foarte plin autobuzul ăla și nu mai, nu mai ajungeau locali nici la muncă. Wow. Da. Și le-au le -au scos din Google Maps, că au făcut cerere și le-au scos din Google Maps. Cred că o să fie cerere și cu... să le scoată și apartamentele să mai fie în regim hotelier. Nu știu ce să spun. În New York, în Manhattan, de exemplu, nu e regimul hotelier, știi? Da, Ca e... să susțină hotelierii. Exact, nu e... Da, se anunță multe taxe în toată America, nu numai New York. Adică vor să scoate Airbnb-ul, nu știu, în fine, niște chestii. Cum vezi că funcționează investiția într-un apartament în regim hotelier, dacă uite am ajuns la, la discuție? Sunt mulți care caută? Sunt din ce în ce mai mulți. Sunt din ce în ce mai mulți care caută și chiar funcționează. Uite, am la vânzare acum uh, uh, 10 garsoniere în fosturi în hotel, prin okay, Grand Hotel da. din Vitan, da, care nu mai e hotel acum, e în da, rezidență, că uh, au început să vândă. Uh, 10 bucăți, uh, 62.500 bucata, o să le cumperi în pachet de 625.000. Uh, și există o firmă de administrare care le administrează și îți oferă, pe, e contractul deja în derulare, uh -huh. pe 2 ani și oferă 420 de euro pe bucată, adică îți vin 4200. În condițiile în care e 250 de lei pe noapte bucata, uh -huh. da? Făcând un calcul la 20 de zile pe noapte, sunt impecabile. cabile. Uh -huh. Sunt complet până și prosoape cu ștanță, cu foarte mișto, am făcut clip spre trecută. Uh, 250 de lei bucata, Zi 20 de nopți l-ai ocupat, asta înseamnă 1000 de euro pe Nu. No. Deci dacă îl faci tu, ți-ar veni 10.000 de euro cu 10 bucăți. Dacă îl face firma de administrare, îți vin 4200. Deci firma no. de administrare oh. și oprește 5800. 5800? Da. Păi, facem noi sau lăsăm firma? Depinde de timp. No. Ce timp ai? Mănâncă timp. 10 apartamente, da. Adică... Mă, e bine că sunt în aceeași locație. No. Adică... Asta, da. Da, Asta, dar tot e complicat. Păi, mare parte e nevoie de angajat, cel puțin de una sau două femei de rățenie. Da. Cred că una, fiind în aceeași locație, la 10 bucăți. Una, dar problema este atunci când îți pleacă, nu știu, 5 și îți plec în ziua respectivă și vin tot în ziua aia, știi, ai două ore. Sunt micuțe. Da, sunt nu camere sunt de. Ori. Teoretic, da, hotel. 26 de metri pătrați, mm -hmm. da. Mm -hmm. E complicat. Eu am un apartament de regim hoteler în Brașov și e complicat. Curățenia este complicată din punctul ăsta de vedere, dar în rest administrarea e din ce în ce mai ușoară și randamentul pare ar fi din ce în ce mai bun. Da. Undeva la 50% în plus față de o chirie normală. Normală, da. Cam asta. Așa asta sunt dacă, calculele? Dacă muncești tu. Uh -huh. Dacă pui pe altul să muncească, e mai puțin. Undeva la 25-30% peste. No. Poate fi și asta o, o, o variantă. Dar de ce crezi că românii se pricep așa la imobiliare? Pare, de ce aj că o, de sunt ce sunt proprietari? Ne-am ne născut proprietari, nu? Ni mm -hmm. s-au dat apartamente, nu mie, mm -hmm. părinților noștri, mm -hmm. nu? Simțul proprietății e foarte bine mm -hmm. pământenit în mintea românilor. Mm -hmm. Și, Și um... cumva cea mai sigură investiție, pentru că noi, în școli, nu avem educație financiară. Noi nu știm alte investiții, în afară de investiții imobiliare, noi, românii. Mm -hmm. Mai sunt. Mai sunt multe. Mai sunt multe. <laughs> nu le vorbim aici destul de multe. Da, Da, mai sunt. Uh, dar, totuși, merg pe imobiliare ca fiind și cea mai, nu știu, cea mai ușoară. Nu știu, asta mi se pare că oamenii aleg să investească imobiliare, că e cea mai ușoară metodă de a investi. Cea mai ușoară, cea mai sigură, cea mai. Da, nu trebuie să am cunoștințe. Da, la ce mă gândesc? Bă, am 35 de ani, prea îmi place mie să muncesc, că nu-mi place ce fac. Că Dacă uh -huh. mi-ar plăcea ce fac, mi-ar plăcea să muncesc. Da? Pot să înțeleg, am fost acolo. Um, abia aștept să strâng, să iau patru apartamente, cinci apartamente, da? Să-mi vin mm. o chirie de 2500-2000, să nu mai muncesc o zi din viața mea. Așa sunt. Asta e mentalitatea mm. generală. Mm -hmm. Nu sunt toți la fel, da? asta e mentalitatea. Și de aia. Nu. Da. Pe ajungi, poți să ajungi la cinci apartamente, cred. Poți să ajungi, da? Costă. Cât e? Costă. 70 bucata, Vreo 50.000 de, de euro, nu? Da, costă. costă. Plus casa ta de 200-300.000. Mm -hmm. de de trebuie să locuiești undeva, nu? Mm -hmm. Sigur. Nu să ai 5 apartamente date spre chirie și, și tu stai într-o garsonieră într sau două camere. O <laughs> casă de 200 de mii, tot tai. La 5? La ah, să știi că ea investitorii care sunt foarte echipzuiți stau, chiar nu cred că își iau case așa scumpe. Nu știu. Dar nu e scump o casă în București la 200-300 de mii? Nu, 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 casă nu. Casă, men, nu, ca, nu e. casă în București nu, sigur nu. nu. Dar poate pe lângă pe lângă București, în Ilfov, cum e la 200-300 de Da, mi. dar iar revenim la timp. Da. Stai o oră și ceva. Da, da. uite, casa visurilor mele, spre ce tind eu, ce vreau eu să ajung mm. să am, da, e o casă modestă în Lacutei, pe lângă Parcul mm -hmm. Circului, pe unde stau eu acum. Un teren de două, maxim 300 de metri cu un util de maxim 120-100, Da. În momentul ăsta, așa ceva nu găsești sub 350.000 de euro nerenovat. Mm. Adică te duce da. undeva în jumate de milion și ce am zis eu, nu e exagerat. Mm. Mm, nu mi-o permit. Sper să mi-o no. permit la un moment dat. <laughs> la un moment dat. Păi, multă, mult noroc, mult spor la muncă. Da. <laughs> mult spor la muncă. Cât crezi că ar trebui să fie randamentul unui investitor la un, nu știu, la un apartament? Dacă e să... Mă, mă, eu, bă, din câte știu, calculez? eu îl eu văd bă, la jumătatea creditului ipotecar. Adică 14-15 ani. Un credit ipotecar se ia pe 30 de ani maxim, okay. dar eu văd că undeva la 14-15 ani, dacă îți recuperezi investiția, e o investiție corectă în imobiliare. Mm. Mi se pare mult. Adică mic randamentul, dacă mă întrebi. Mm. Pe la 14-15 ani, asta, dacă e să mă gândesc, undeva da, la 6 și ceva la sută, nu? Spre... 6 spre 7. Spre 7. Da. da. da ăla e. Adică o garsonieră de 50.000 de euro închiriesc uh cu 300 de euro, asta înseamnă. Da. Și cam asta e realitatea. Mm. La imobilele noi, în schimb, asta vreau să spun. e undeva la 17-18 ani recuperarea investiției. Înseamnă un 5-4-5-4-5-5%. Mm -hmm. Am puțin. Da, da, acolo se calculează și pă, o eventuală creștere a imobil, imobilului, valoare. Valo valorii imobilului de unde mai e și de acolo, știi? Mm. La imobile vechi ăsta e, 14 ani, n-ai mm. voie mai mult. Știi, eu o garsonieră într-un bloc din mai, mai vechi de... Vechi însemnând peste după 10 ani. A... A, peste a, peste 10, 10, ani. 10 ani. Peste 10 ani, înseamnă imobil vechi. Da, oricum, la imobil vechi înseamnă și după anul renumit de 77, nu? După și cutinamur. înainte. <laughs> și înainte? Tot imobil vechi. Tot imobil Ah, da, și înainte, dar ar fi mai ales pentru. Nu știu, mă gândesc că pentru investiții, apartament recomand, După, 7, -7, după 7, -7, recomand. 7, 7 da. După 77. Da. Da. Știu că tu aveai ceva regulă ca să promovezi doar apartamente care e o clasă care nu are bulină, în primul și în primul Atât. rând. Atât. E singura regulă. Exact. Să n aibă bulină roșie. Uh -huh. Uh -huh. Să nu aibă gradul 1 de reseismic. Păi, gradul 1, cred că unde sunt? În sectorul 1, mult, nu? sau unde nu, sunt găsești peste tot. Avem și pe Mihai Bravo, Iancului, Dristor, aici. până în Dristor, nu, până în Piața Muncii. Ștefan cel Mare, uh -huh. până la stadionul Dinamo, pe partea dreaptă, cum te duci spre Dinamo, de la obor. da, blocurile alea mari, parcă. Da, alea lungi, Elea cu mari, multe lungi, scări, da, unde da, a picat da. scara aia, unde e hotel Lina acum, da, da, știi? A picat o scară, știi? Nu, nu, nu știu, am auzit, am așa, nu știu blocurile Erau respective. Erau blocurile șase, a picat prima scară, chiar de intersecție cu Lizeanu, știi de ce a picat? Nu. Pentru că Loteria Română, care avea la parter uh, sediu, acolo. da, a tăiat un stâlp ca să bage Dacia. A, Dacia 1300, care era premiu, Și au tăiat un stâlp de rezistență că nu intra. Nu intra, nu intra Dacia, frate. Da, a, și acolo a picat scara, au murit câțiva oameni datorită acestui... Da, asta s-a întâmplat acum mult în timp, oricum. Înainte că, de 77. Da, înainte de 77, da. la a cădea și în 77. Vreau de tot. Păi atunci a căzut. Da. În 77. Șapte, șapte. Um. Da, deci peste 77 ar fi cea mai bună variantă. A, 80, a, da. 80, 80 92. De ce? Pentru că în 78 s-a schimbat codul de proiectare. Deci după da. 78, păi da, după ce, că de regulă se schimbă multe când se întâmplă o când chestie... se întâmplă. După aia următorul s-a schimbat în 93-94, că au fost alea în București și în Banat, două cu tremure, 90 și 91. Exact, și tot așa, tot așa. Dar cum vezi tu calitatea blocului din astea noi care se fac acum? Le păi eu am încredere da? în ele, deși pă, părerea pă, internauților e cu totul alta. Uh, există niște coduri de proiectare, există, nu? Eu nu cred că mai sunt șpăgile, că până la despre asta e vorba, mm -hmm. la nivelul ăla încât să treacă cu vederea un expert, uh, pă, nu? Da. Și să-ți dea aviz pe... Deși am auzit și povești, nu mm -hmm. zic, nu? Chiar prietenul meu, Cristi Priză, care am și eu un podcast imobiliar, mm -hmm. mi-a povestit, mi-a povestit un... Uh, din ăsta de, de avize, expert tehnic în fine, a fost pe un șantier să facă, mm -hmm. să dea recepția mm -hmm. unui etaj sau o chestie din asta. Țitura o placă de beton, știi, și au pus, a venit ăla, a văzut, a semnat și după aia s-a dus să mănânce pe terasa unui hotel de vis, -a -vis și a văzut mm -hmm. cum efectiv ăia luau fierul de acolo ca să toarne. Deci a, a cât a venit au, el, a reu. făcut poza, a semnat și după aia au luat fierul. Și ăsta a văzut în timp ce își mânca omleta cum i-a făcut fierul de acolo. Și -a, și s-a dus repede, le a lăsat masa, s-a dus și le-a anulat tot. Le-a le șters, i-a închis. Ma, -a închis și Acum! Un an, da. doi! Adică nu... Da, da, da. Deci încă sunt de... Să știa că stai ordinul dezvoltatorului. Mm -hmm. Clar, clar. Mm -hmm. Se pune... Să folosească și ce? Fierul ar folosea la fiecare? și ăla păi care... era cel mai scump. Da. Păi este Fierul e era... cel mai scump. nu da, la o... Acum structură. mai ales că s-a scumpit după 2020. Chiar s-a ieftinit un pic. În ultima a, perioadă. În ultima perioadă da. s-a ieftinit. da, da a avut creșterea. Nu vreau să mă bag mai adânc de atât că nu cunosc. Eu uh -huh. sunt om de vânzări, de marketing. Uh -huh. Am înțeles, am înțeles. Uh, care, unde unde găsim randamentul cel mai mare? La garsoniere, la apartamente, două camere, trei camere? Garsoniere, da. Garsoniere, da. Cu, cât e, cu cât e mai mică, cu atât e randamentul mai mare, pentru că e mai ieftin uh -huh. și e mai ușor de întreținut. Nu? Adică, într-un fel, întreții un trei camere unde îți vine o familie cu minim un copil, și într-un fel, întreții o garsoniere unde îți vine o persoană singură. Da, un, un, un medic rezident care stă trei ore pe zi acasă și idealul, vine da. la hotel, La ideal. idealul, da. Dar poți să o cumperi în sensul ăsta, adică dacă și te duci în ngom și... Lângă -un, no, un spital, mulțumesc frumos. Da, Lângă un spital sau... <laughs> și pentru regim hotelier. Da, merge, da. asta e foarte bună, foarte bună combinația, că majoritatea se îngrămădesc în centru scumpere, regim hotelier. Da, clădiri vechi, clădiri cu bulină, poate gradul 2, 1940, 1900, dar nu se gândesc că dacă își cumpără într-un bloc din 80, pe la periferie, lângă un spital județean, cum da. e spitalul județean Ilfov, dacă o garsonieră lângă uh, Faur Poarta 4, nu te gândești că merge în regim hotelier, mm -hmm. pe Basarabia mm -hmm. în capătul ei. Dar ce crezi? Merge. Merge. Da? Pentru că vin din toată țara la spital și susține aparținătorii, trebuie să doarmă undeva. Și da. fac, dau 100 de euro pe o noapte la hotel sau îți dau 150-200 de lei lângă spital, 10 da. zile, ai azi bani. Da, asta e, asta și, e bun, și mai ieftin. E o foarte bună investiție să-ți iei public în funcție de... și asta este o variantă. În funcție de spital, mai era asta cu centru și mai este și partea de business. Lângă centre de business mai era o variantă. Da, Na, dar lângă centrele de business prețurile sunt foarte mari. Da. În general, centrele de business nu sunt înconjurate de clădiri vechi. Mm -hmm. Sunt clădiri noi și... Și alea sunt scumpe. Mm -hmm. Dacă ar fi să alegi niște zone hot acum, care ar fi zonele hot unde crezi tu că poate pe viitor s-ar dezvolta mai mult din București? Băi, o topeni. că s-a dat drumul la metrou. Deci s-a dat. Deci s-a dat. Acolo chiar s-a dat drumul la metrou și o să crească super, super mult. Atunci uh -huh. uh... A, tot ce înseamnă pe lângă Tot ce metrou. Pe, metro, pe lângă tot metro. ce metrou. Uh -huh. Deși pă, la oameni cu mașină, numai mă da. gândul că e lângă metrou, îți crește cererea. Da. Știi? Că, băi, nu închiriezi la studenți. Dacă îmi vine valul de studenți, îți crești cererea. Da. Și prețul e dat de raportul cere ofertă. Exact. Exact, exact. Deci lângă metro, alte zone pe care le vezi tu foarte hot așa, perioada asta? Mm. Nu? În București, lângă metro. Lângă metro. Aș fi lângă parcuri, dar nu mai are numai timp. Nu, mai, nu mai merge Dacă vorbim parc. de închirieri. Da? da? da, da, Și de randament bun, adică garsoniere, două camere. Mm. Vorbim de trei camere, vorbim deja de un parc. Ai nevoie. Ai da. copil. Am mai auzit că pe lângă, nu știu, magazinul IKEA 2 ăsta care s-a făcut, se construiesc foarte multe blocuri noi și este un fel de pol urmează A, să... Ah, Paladi. Da, da. Cum vezi zona? Mie nu-mi place, nu? dar e părerea mea personală. Bine, cam tot ce zic eu... E, rapid, e da, părerea mea e pe nu e, fiecare bă, și așa e, că am tot auzit expertul părerea... pește. Nu, tati, sunt expert, m-ai invitat omul, mă întreabă, răspund ce vrei Da, să da, zic. dar nu e nicio părere, no, că nu suntem consultanți aici, să zicem. Nu-mi se pare mi se pare la fel. Da, e o zonă, nu? Crezi că este o diferență atunci când ne alegem un apartament, nu știu, pentru noi în care să stăm, nu știu, ne, mai interesează poate investiția, randamentul, chiria și așa mai departe și un apartament care luăm pentru un chiriere? Dacă mă întreb pe mine omenește vorbind, nu ar trebui să există o diferență, da? Pentru okay. că trebuie să-i oferi aproape lui ce îți dorești tu ție. Okay. Da? dar dacă mă pui să fiu orb la dorințele aproape lui, da. Nu? Adică cumperi un apartament, poate nerenovat, nu bagi atâția bani cât ai băga în el să-l renovezi dacă că ar fi al tău, uh -huh. ca să ți crești randamentul. Dar aici, măcar nu în special la achiziție, că așa, da, la investiția din interior, mă gândesc că bagi un pic mai puțin la, pentru a investi. Bă, eu cred că și pentru tine îți dorești un apartament aproape de un metrou. că poate un da. copil, poate pleacă singur, poate soția nu conduce, nu? Uh, centre comerciale, parcuri. Uh -huh. La fel, cel mai mare randament la chirie, tot astea le aduc. Uh -huh. Da, tot, tot variantele astea. Da. Uite, investiție bună, mie mi se pare, bă, bă, să cumperi în fază de proiect de la okay. un dezvoltator. Bă, e și aici e o problemă mare cu, cu trecut. Cu trecut bun. Mm -hmm. Da? Poți să afli. Poți să afli ce a construit, te duci baz la ușile alea. Bună ziua. cum sunteți de cât timp stați? Cum s-a predat, s-a făcut recepția, s-au întârziat lucrările sau nu? Sau mm -hmm. cum miroasa canalizare. Poți să te interesezi dacă mm -hmm. vrei, da? Ai și date oficiale, cifre pe mm -hmm. site-urile de profil, firme și așa mm -hmm. mai departe. Afli. Mm -hmm. Și dai un avans în stadiu de proiect și ți l livrează, și după aia îl vinzi cu 15-20% mai scump, că au nevoie de bani să construiască, nu? Mm -hmm. Păi și mai funcționează, Crezi că funcționează treaba. Da, asta? Dar sunt mulți de tot care cumpără pachete no. de 10-20 de apartamente în stadiu de proiect. Și le, și le vând după. Și le vând ulterior sau le închiriază câțiva ani și după aia le vând ca să fie și mai mare profitul. Firme, firme multe cumpără apartamente. Păi și dacă ai avea să analizat un dezvoltator, la ce te uita la el? Nu știu, care ar fi... Păi la timpul de livrare de care, deși, din punctul meu de vedere acum, nu mai ține doar de dezvoltatori, ține și de autorități și de avize okay. și de autorizații așa și așa de, așa de așa puzuri așa. blocate și așa mai departe. Până la noi, vina mea dezvoltatorului, vreau să-ți termin am banii, am fierul, dar nu pot să construiesc. Nu uh -huh. Uh -huh. nu vine omul să-mi semneze. Așa am așa văzut așa. cazul. Da, da, da. da? Nu îmi dă recepția. Ce să fac Am uh -huh. tot Am liftul, gazele merg. Nu vrea să-mi dea recepție și să mai fi din făcut, ușa. să mai fi construit bine. Da. ce Ți-am zis, din ușă, nu și mi se pare cea mai bună informare. Efectiv, te duci din ușă, nu și până la dai câteva sute de mii sau 100 de mii sau 50 de mii sau... Te duci și vorbești cu oamenii. Vezi cum e? A fost dat gașcă? Mm -hmm. Dar sunt foarte mulți care și și din ușă, nușă, și ajungi că, nu știu, mai e un ansamblu, dezvoltatorul a făcut vreo 1, 2, trei blocuri bine și pe aia parcă dintr-o dată nu mai. E. Foarte rare, foarte asta rare? să știi. În general, cine e drept, e drept până la capăt. Mm. Poate s-a schimbat conducerea și de-aia nu se mai fac ca lume. Mm. Dar eu așa cred și așa văd că cine e drept, e drept cap-coadă. Vrei să ne recomazi unul, două, trei dezvoltatori sau nu vrei să faci? Uh... Păi am un dezvoltator, cu am lucrat și cu, cu fratele meu cu el. Uh, uh, stone building. Ok. Da? Construi foarte bine pe strada Loviște aproape de Dristor, între Dristor și Molvitan, unde și fratele mi-a cumpărat un apartament, l-a vândut între timp, că era prea mic, a că După aia a mai construit un în prelungirea Ghencea, tot el, uh -huh. l-a vândut și pe la tot, și acum e gata, încă unul la Nicolae Grigorescu, aproape de metrou, tot el l-a făcut. Uh -huh. și, și ăsta e aproape tot vândut, și se mai apucă și face. Face blocuri micuțe de 4-5 uh -huh. etaje, Maxim 5 etaje, ca la carte. Mm -hmm. Profit mic ca să le vândă da. repede. Mm -hmm. Dar sunt impecabile, n-am ce să-i reproșez. Deci mergi pe varianta asta mai mici, că sunt 6 de dezvoltatori mari pe care știm. Bineînțeles one, one, care e numărul care... 1 și nu face rabat la nimic, mm. mai ales la calitate, nu? Mm. dar acolo ai nevoie de buget cu a <laughs> <laughs> Și zonele m sunt bune, adică au și zone bune, sau? Hai să nu zicem că sunt și zone bune și zone mai puțin bune, depinde de ce-ți dorești. Pentru. Mm -hmm. nu? Dar mm -hmm. cert e că fac treabă bună. Adică, mm -hmm. că acolo chiar am fost un an de zile pe șantierile lor și am tot filmat. Chiar și am văzut, văzut. Uh, văzut videoclipuri no. de la tine. Singurul dezvoltator din București pe care l-am promovat în mod direct pentru că. Mm -hmm. Cel mai bun. Sunt și la bursă, adică. Deși dacă se nu... vorbește mult, multă mizerie despre ei, ceea ce e normal, că n-ai cum să nu atragi și hate, unde ești cel mai bun. Dacă scormonești un pic, vezi că nu e așa. Mm -hmm. Păi, uite, dacă cei care ne ascultă nu vor neapărat să cumpere un apartament la One, poate să-și cumpere acțiuni la One, ei sunt la bursă. Sunt la bursă, da. Da, sunt la bursă. Tu cum îți investești banii? Ei, în Eu investesc banii mei în evoluție. Okay. În evoluția personală a mea, a familiei a, a mea, în mm -hmm. principiu, în sensul în care în firmă, în birou, în site, în trâmbițașul.ro, mm -hmm. care e o platformă de anunțuri imobiliare. Toată da, care am mâncat foarte mulți bani, <laughs> cred mai mulți decât mă așteptam, și încă mai mănâncă. Da, e încă la început de drum, i-am dat drumul în februarie. Avem o bază de date destul de măricică pentru nivelul de investiție pe care l-am făcut în promovarea. Când n-am făcut mm -hmm. încă promovare plătită, abia acum încep să o fac, mm -hmm. uh, îl văd un proiect de succes pe viitor. Chiar îl văd un proiect de succes. E partener SIB, Salonul Imobiliar București, care e weekendul ăsta în 6-8 septembrie la Casa Poporului. Acolo am băgat ce, ce mai mulți bani făcuți. În imobiliare bagi? Adică altceva, nu știu, pentru chirii sau pentru a cumpăra și a revinde? Nu, să vinde. investesc eu efectiv bani în obiecte care să-mi aduc alți bani, nu fac asta. Mm -hmm. nu. nu sunt de acord. De ce? Poate mai târziu. Pa, da. Pentru că sunt sănătos, merge jucăria, ca să-i spun așa, nu sunt genul de om care pune bani deoparte. Nu pot să fac asta dacă am un surplus ca și pe alții se folosească de ei. Deci pui uh, bani în mișcare? Uh, în mișcare, în permanență. Nu am bani deoparte. Am înțeles. Uh, crezi că va veni pe viitor uh, criza în imobiliare? Iar mă pui să fac predicția patrară. Iar, pe viitor. Nu, iar pe viitor. Nu vine. Nu vorbim, nu vorbim nu predicții, vorbim. nu fac predicții, n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi, da. N-ai de unde să știi. Am mai mm -hmm. zis-o, cred că în toate podcasturile, o zic și la tine. Um, înainte de pandemie, da, mm -hmm. 2019, pe, pe la mijloc, experții financiari cu o să cadă, făceau grafice, comparau cu 2008, 2010, da, cu o să cadă, nu cumpărați acum, nu faceți nimic, nu. A venit pandemia, v-am zis eu că o să vină o criză, pac, și la trei luni. Primele trei luni a fost blocaj, n-a scăzut nimic, a fost blocaj au crescut prețurile cu 15-20% în timpul pandemiei, În, în special la case, nu? Și la apartamente. La apartament. Și la apartamente. Au crescut prețurile s-au dus în sus. S-au redresat un pic, au coborât când a început războiul, după ce s-a da. pandemia în 2022, de. atunci au mai coborât 10-15 mm -hmm. și au revenit la nivel. Mm -hmm. Și de anul trecut de când au scăzut dobânzile, au crescut iar. Cumva e un 10-15 în continuu mm -hmm. din 2019 de când zic că ea că se duce în cap. Mm -hmm. Dacă ei au greșit, experți financiari, experți imobiliari care fac imobiliare din niște 90, niște de 90, da, da, da. ei au greșit. Cum pot eu să fac predicții imobiliare? Am și un 14 ani mărății în domeniu și... Da, e complicat. Adică așa o predicție clară, nu... Știi, mai sunt... Nu știm ce se întâmplă. Eu mai... zic acum că conform a ce se întâmplă, Ai. nu există un motiv real să scadă. Dar nu știm ce se va întâmpla. Știm noi ce pandemie mai vin. Știm noi dacă... Este Trump președinte, ce se întâmplă? Nu, oh, cred că se întâmplă limica. Nu știu. De deci, ce, mă, cum că nu mai vrea să susțină țările sărace în, în NATO? Dacă n-au bani să... ce să facă. Nu, nu știu. E... <laughs> nu zic că e... <laughs> nu știm ce se întâmplă. Mm -hmm. Deci, în momentul de față, eu nu văd un motiv real să scadă piața, dar îți dau șanse 50-50 să cadă sau să rămână așa. Sau să urce. Nu, nu am de să știu. Mergem cu valul. <laughs> eu zic și o să zic în permanență, asta fac eu, zic ce se întâmplă în momentul respectiv în piață. Păi da, acum. care e trendul? Nu, merge. Acum merge. merge. și prin credite ca lumea? Merge, merge. Da, -a te a duci la drumul. bancă, îți negociezi dobând dar. S-a dat drumul, cred că anul trecut nu mergea prin credite așa bine. Păi nu, de când a început să coboare. De... Da, merge la 4,9 sau cât sunt acum. Da, 5,5,2. și ceva sau în fine. Care e mult, e mare dobânda față de, nu știu, îmi scriu din Anglia, am și eu 2% dobândă, crezi că merge să mă duc să-mi o renegociez? <laughs> Serios, am 2,5. Am... No. Uite, sora mea e în Norvegia și până anul trecut a avut dobândă 0,7. No. Da. Da? Uh, undeva anul trecut, nu, până acum 2 ani acum 2 ani anul trecut, le-a le crescut dobânda da, la 3,5 și era un... erau disperați deci sunt disperați să vândă, să închidă creditele, să... te deci dai seama, 0,7 față de 3,5 înseamnă că a crescut de cât? de 7 ori ori da. 7, da. nu ori 7, 7 7, 4. de, de, de 5 ori 5 ori, 5, da și 7, 35 da, 5 ori Asta da. o creștere creșterea ratei M mare. Mare. De la 0,7, dar și ce mică era la 0,7. Noi cred că n-am avut 0,7. Nu -am, am avut, a avut niciodată. A nu. <laughs> nu. <laughs> Oricum și acum 4,9 e bine, mai ales dacă încerci să față de 11. Pață de 11, da. A, comparăm față de ce a fost mai mare, nu da. față de ce cum era acum, nu știu, 5 ani. Da, dar vezi că asta 4,9 nu e, e pe perioadă fixă, 3 da, sau 3 5 ani, 3, ani. 3, da, că da. după aia îți vine UI plus marja băncii și ajungi tot la 8. Păi da, dar posibil să faci refinanțare, nu? Au început să fie refinanțarea asta ca niște abonamente la da, telefon. Faci refinanțare, dar și asta cumva. știi tu ce ofertă o să ai peste 3 sau 5 ani? Îi încurajezi oamenii să facă refinanțare, da. să scape de acel 8% nou. Da, da, da. Da, da. Știi că. Toți analiștii ăștia de care vorbeam noi zic că o să scadă dobânda. Dacă. Teoretic, dacă a început trendul de scădere, o să scadă da, continuare. Dar aceiași are. analiști care au zis că o să scadă huh. piața imobiliară în domnul. Eu exact. nu zic că n-au dreptate, dar s-ar putea de... să naibă. Nu avem. Nu știu. Acum nimic doar... nu se întâmplă conform așteptărilor, pentru că dacă s-ar întâmpla conform așteptărilor, toată lumea ar stiu... face bani pe bursă. La bursă nu? nu. Toată lumea. Sau pe orice domeniu. Dacă de... noi știm ce se întâmplă și cine mai pierde. Da să face bani, Ce e caritas. Cine. Nu, da? Dacă nu faci nu bani, nu. cum să cu roz. Există un ar, echilibru, tot... o balanță în viață, de la viața unui individ, viața unei comunități, viața unei familii, viața unui oraș, unei țări, unei planete. Mm -hmm. Este un echilibru. Mm -hmm. Tu cum vezi acum, mm -hmm. să zic că suntem un cuplu? Noi doi? Un cuplu, nu Hai să doi. fim un cuplu de prieteni. Și ne gândim să ne luăm un apartament. Așa. Mai așteptăm să luăm acum. A, lui iar m-a pus fanaticții. <laughs> păi dacă zic că mai așteptăm, înseamnă că eu cred că o să scadă piața. Nu pot să zic. Cumperi Cumpere acum, oricând la preț corect un bloc după 80. Dacă noi doi Uite, o... bun, ăsta prețul corect. Cum îl stabilim? Ne uităm pe imobiliare, rol la treaba, la indicele acela și luăm în funcție de ori. Care e prețul corect? Sau nu uităm la zonă. Vrem zona, nu știu, cum ai zis tu, dristor. Chiața vedem. Ce e în continuă mișcare. Sunt imobile undeva la peste 12.000 de imobile okay. la vânzare mereu în București. în București. Da, mereu minim undeva la 15, 15 17000 sunt aici minim 12.000, da. Așa. Uh, trebuie să compari cu ce s-a vândut, nu cu ce e la vânzare. Ok. Bun. Dacă prețul de vânzare de regulă este acum mai mare, nu în anunțul decât în realitate sau. Prețul nu? de listare e mai mare Prima decât prețul, prețul de listare. De vânzare. Exact. Da. Contează de cât timp e imobilul respectiv pe piață okay. atunci când îi faci evaluare. Când am o garsonieră, da, vreau 50.000 pe ea, pentru că eu am văzut trei garsoniere, de una de 50, una de 55, una de 47. Uh -huh. De cât timp e aia de 55 pe piață? Păi de 2 ani. Păi nu e la preț. Mă duc la următoarea, de 50. Uh -huh. De cât timp e? De două săptămâni? S-ar putea să fie la prețul. Uh -huh. Deci compar cu ce e la vânzare, compari cu uh, uh, de cât timp e la vânzare, mm -hmm. cu ce s-a vândut, în cât timp s-a vândut, la ce preț s-a listat, la cât s-a vândut față de prețul de listare și faci o medie preț pe metru pătrat și îți faci scenarii, scenariu optimist, scenariu pesimist, preț recomandat. Și de acolo fiecare proprietar în funcție de timpul în care are nevoie să vândă mm -hmm. și alege. Hai să mergem pe scenariul optimist. Da. Ah, ok. Ok. Mm -hmm. Voi faceți, tu și echipa îi faceți proprietarului și chestia asta? Îi dați prețurile, range de prețuri? Da, bineînțeles. Și dacă nu e de acord cu ele, nu lucrăm. Nu, nu, lucrați, nu. Eu nu vând pe cât vrea proprietarul, eu vând pe cât vrea piața. Mm. Da, da gândesc există... că gândesc au fost de ăștia care cereau avioane. Apropo de Brașov, că ești din Brașov, da. uh, George Caru, nu știu dacă îl știi, uh, are Remax Evolution, cea mai mișto uh, da. companie imobiliară din țară, din punctul meu de vedere. E un profesor de săvârșit, cu 2 ani mai mic ca mine, dar știe imobiliare cât toți imobiliarii din România la un loc. Crează doar reprezentare exclusivă, cea mai mișto agenție din Brașov. Uh, el a m am învățat asta. Uh, există preț și există valoare. Prețul dă proprietarul, ok da? Ăsta e prețul pe care vreau. Valoarea o dă cumpărătorul. Mm. Da? Ca un imobil să se vândă, prețul trebuie să fie mai mic sau egal ca valoare. Da? Da. Valoarea poate să fie, luăm un apartament de 80 80.000, da? Un apartament mediu. Pentru diversi cumpărători are diferită valoare acel imobil, da? O valoare are pentru un vecin de la etajul 2 care stă sub el mm. și și dorește, o valoare are pentru un investitor din Cluj care vrea și el un apartament la Brașov. Mm. Nu. Dacă un proprietar, că de acolo am plecat, vrea prea mult pe un imobil, eu încerc să-mi dau seama dacă găsesc un, un potențial cumpărător pentru care imobilul ăla să aibă o valoare mai mică sau egală decât prețul pe care proprietarul cer. Și dacă nu găsesc, nu, nu reperez, mm. da, în mintea mea, potențialul client, tipologia de client, mm. pentru care valoarea să fie mai mică sau egală cu prețul, nu iau proprietatea în reprezentare. Ai luat în trecut? Uh, Ai făcut. Nu știu, că mă gândesc că. Nu, învățăm din greșeli. Da, bineînțeles, ah. dar fără, ah. să, fără să fără vreau, fără să-mi dau seama, dar seama ah. după două trei săptămâni după că. e prea mult. Că e prea mult. După. Și am reglat. Uh -huh. Adică am avut contract de repestare Uitați, am greșit evaluarea, se întâmplă. Dar uh -huh. sunt cazuri izolate, undeva la 0,3-0,2% uh -huh. din evaluări sunt eronate. În general, sunt tață. Uh -huh. uh -huh. Păi. Trebuie, că sunt. Mă gândesc că foarte mulți proprietari se gândesc așa la, nu știu, hai să fac repede vând, nu știu, am luat acum câți bani și vreau să vând cu, nu știu, 50% în plus. Și poate nu este cel corect. Și mă gândesc că mulți. Da. Sunt, uh... Eu primesc foarte multe telefoane, pe asta se bazează modelul meu de business. Bună ziua, domnul și v-am văzut, vreau să vând cu agenția dumneavoastră. Uh -huh. Da? Undeva la 80% din proprietari uh, îi refuz. Pentru că vor prea mult. Prea mult. Și pe revin la tine? După vreo lună, două? Păi mai facem și noi follow-up, mai ah, revin okay. și ei. Mm -hmm. Refuz elegant, știi? Adică da. nu consider așa. Îi învăț cum să-și promoveze, cum să-și vândă singuri. Okay. Revin ei. Mm -hmm. Parte din ei reușesc să vândă la cât am zis eu. <laughs> <laughs> știi? La cât zic ei, nu prea reușesc da, să vândă. Nu merge. Da. da este... Crezi că investițiile în imobiliare sunt grele? Așa? Sau e o chestie simplă? Păi... Că e. e așa, e ușor, că mulți spun că e no. simplu, da? Nu știu, care... Cu care e sentimentul tău? E greu Dacă sau te documentezi un pic, e ușor. Okay. Ce înseamnă să te documentezi? Să analizezi piața, să intri pe cele mai mari site-uri de imobiliare. Mm -hmm. Pe imobiliare.ro, pe OLX, mm -hmm. da? Adică Storia, mă rog, mm -hmm. sunt împreună, și să vezi. Stai pe ele o săptămână. Mm -hmm. Notează sprețuri. Urmărește-le, sună. Suna-i, sunt și vineri. Vezi dacă mm -hmm. s-a vândut, cam la prețul. După aia analizează chiriile pe genul ăla de imobil. Mm -hmm. Documentează-te un pic. Nu arunca cu zeci de mii de euro doar așa că vrei tu să faci oh, o investiție. Exact. Rămâi mulți bani, munciți o viață întreagă. De, de cele mai multe ori. Sau da. Pe care îi vei munci de acum înainte. <laughs> că e pe credit. Deci nu e complicat investiția în imobiliare, nu. nu. mi se pare complicat, no. dar trebuie să-i aloci un pic de timp. No. Când vrem să luăm un apartament vechi, da? Luăm un apartament vechi, um, la, ce, la, ce, ar fi bine să se uite un... Adică care ar fi criteriile de alegere? Ok, am zis că mergem garsonieră, că ar fi randamentul cel mai mare. Posibil poate după două pentru camere. investiție? Pentru investiție. Okay. Care crezi tu că ar fi criteriile la care să ne uităm sau pe care să le analizăm înainte să le, să le luăm? Nu știu, să nu fie la parter, habar n-am zic. Și eu, mm. Să nu fie ultimul etaj, mai și asta. Băi, la chirie etaj. nu prea contează etajul, okay. să știi. Uh, pentru că acolo, chiriașul nu stă, general stă în doi ani. Media, asta e media, adică chirie serioasă. Uh, vecinătatea e foarte importantă. Okay. Efectiv, ar trebui să te plimbi acolo un vineri seara, un sâmbătă seara, oh, okay. uh, știi, <laughs> să vezi cât de tare urlă maneaua, uh, cât de rar. Bine, ca cum a spui boiler, vreau să zic cât de rar îți lipsește apa, caldă, da, începți la noi în București, nu știu dacă știi, la mine pe Tei e jale. Nu, deci nu e apă caldă de pe, 9. de pe pe 9 august. De pe 9 august în cartierul Tei nu e apă caldă. Eu am apă caldă. Când mi-a renovat apartamentul, am incorporat un boiler, pe care nu-l simt, știi? Dar vecinii mei sunt disperați, săraci. Nu avem coloană de gaz pe scara, Adică avem gaz, dar nu avem coloană specială pentru centrală. Da? Da, păi pe și... pe neapărat, neapărat boiler, nu știu, mi se pare o chestie... Neapărat, da. da mi se da, pare o chestie... Da. Eu eram învățat că stau acolo de când am născut în, în cartier și știu că o dată pe an, de două ori pe an, îți lipsește apa caldă vreo săptămână, două, uh -huh. dar cu ca niciodată. Deci anul ăsta să n tu o lună Man, de caniculă, n să n -ai apă aia. caldă... Vai, vai... Păi și cum poți să afli chestia asta? Adică... Întrebi, de nu Întrebi, de nu se nu se nu, -și, nu? te duci pe da. ei. Fixiul Dar bine, mă, la... oricum dacă investești pentru chirie, pui un boiler. Pui un boiler de 30-50 de litri, îl maschezi frumos, nu? Da. Nu se vadă ca la... Sub undulap, ce... nu sub undulap, pui sub un dulap, sub un dulap pui un dulap, peste și da, gata. Da, ce cu să nu se vadă pe afară, să... Deci nu îl simt, efectiv, eu nu simt boiler. Da. Am apăsat pe un buton și am apă caldă. Mm. Și Și foarte mișto, ascuns. Ok, te duci la vecin, întreb de apă caldă, întreb, cred că și de căldură, nu? Și asta? Sau probleme căldură în București? Că, căldura în București e problemă dintotdeauna, a. da? S-a accentuat în uh, regimul firea a. pentru că n-a băgat niciun ban. Uh, unul din puținele motive pentru care l-a până cușor, cred că e cam singurul, e faptul că s-a apucat în cu coloanelor de încălzire. Da, cred da? că asta este... E singurul care s-a apucat că, de asta. Datorită acestei chestii, cred că a fost real serios. Bă, nu știu. Mm -hmm. Buc București e haos, e haotic. e groază acum când începe școala. Oh, no. <laughs> Pentru că Mihai Bravo, de exemplu, e blocat de la Obor până la Piața Muncii, două din trei benzi sunt găurite că se schimbă coloana. Nu. No. <laughs> adică o să fie geale. Mm -hmm. da? Eu a scoate liniile alea, gardurile alea dintre liniile de, de tramvai azi, să mai lase și pe acolo. Nu se poate. Pe ce fac? Fac o oră de la Obor la Muncii? Nu. E ok? Uh... O să se regleze, dar da. nu s-a făcut nimic. 50 de ani, vechi de 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, mm. care bubuie. Și nu e căldură că nu bagă presiune. Da, nu e. Dar totuși în București sunt foarte mulți care sunt cu regie de la, m-ar veni de la București, m-ar de la primărie. E păi, normal să fie, fie așa, nu? Ce facem? Ne umplem de centrale termice? Da. Brașov este full de centrale. Este full, da. Și la noi așa, am văzut că au început să se construiască acum centrale de bloc. De bloc. blocurile noi. Nu se mai fac centrale dar și la de noi apartament S-a dat legea. Pentru că e, da, sunt obligați. Da. nu Din 2020 sau nu. Cred că blocurile de acum încolo trebuie să le facă cu. Cu centrale de bloc, da. 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 Hmm, cred că e decizie bună. Da, mă, dar să fie să pună niște panouri, să. <laughs> Eu aș merge pe pompe de căldură electrice, cu panouri fotovoltaice, mm -hmm. nu, adică să ne îndreptăm un pic spre verde, că degeaba am pui centrale de bloc, cum sunt blocurile, știu, câteva blocuri noi. Noi însemnăm 2010, 2005, okay. 2010, 2015 mm -hmm. cu centrale de bloc, dar care te usucă. Adică, mm -hmm. cum e, zimă, răsărit de soare, Tanoșan, Na, e un complex 2010-2008, dar au centrale de bloc. Mm -hmm. Și când vine întreținerea la o garsonieră? 800, 1000 de lei, iar mm. oh, Căldura da, garsonier? la o garsonieră. <laughs> Au niște centrale de bloc proaste. Mm. Nu, nu. sunt eficiente energetic, ca să nu le zic. Ma, azi, Știi? Ma. Și 800 atâta vine. De lei la Păi și te muți. Și păi vin oamenii și întreabă vecinii cât plătiți la garsonieră și nu, nu poți să mai da, dai se garsonieră. Vede pe avizier, da. da nu și acolo mai... de aia sunt foarte mici. Adică un da. o garsonieră răsărit de soare e 250 de euro. Nu prea mai găsiști chirie la nivelul ăsta. Păi Dar mai că... pui 200 de căldura păi și da. în costă întreținerea. Deci doar căldura 200, da? Da, da, da. Și te duci în 550 de euro pentru o garsonieră... Ce ai făcut? Păi și cred că și-a garsonierele... Se... 400, exact. dacă ți-o cumperi. Și cred că și garsonierele la urmă... Și acolo prețurile sunt mai mici, mă gândesc, nu? La da. dezbătut. Păi n-ai ce să faci. N-ai cum să dai. Și te gândești dacă ce facem? Luăm, luăm garsonieră, un garsonieră într-un bloc de genul sau o luăm altundeva? Păi eu recomand blocurile mici de patru niveluri. Merg mm -hmm. și mai mici pentru că eu cred că sunt rezistente. Uh, 70... Nu ca două blocuri. O tătașă pe tine, nu? Nu, dar... Se vede după ziduri, nu știu. Am foarte multe blocuri de patru etaje, de trei niveluri, de, de două niveluri, floreasca, mai sunt zone, 50-60 mm -hmm. ani de construcție. Ba niște ziduri de 60 de centimetri, grosime da. de cărămidă, șapte stirat, straturi, da, și da. cu o placă de beton și cu un stâl de beton. Ce să-i faci lui ăla? nu da, unde să n cadă. n să are cadă. ce să cadă ăla. Știi? Da. Da. Și eu zic că-l are viață veșnică. Dacă mă întrebi. Dacă se renovează corect. Bine, fiecare corect. Ce înseamnă? Dar, da. da. Deci, dar mare parte te, te ocup cu apartamente vechi. Adică... Și vechi și noi mai mult vechi. Uh -huh. uh, nu prea lucrez cu dezvoltatori, adică nu lucrez cu dezvoltatori, pentru că eu lucrez doar în reprezentare exclusivă și sunt foarte puțini dezvoltatori care îți dau pe mână un bloc Acceptăm, întreg. Știi? Nu? Ia, am 400 de imobile, vinde-le doar mm -hmm. tu. Altfel nu lucrez, altfel nu mă mm -hmm. bag, nu se bagă nici ei și, sincer, nici nu prea mă simt confortabil. Mi se pare responsabilitatea prea mare să stea mm -hmm. un dezvoltator în tine ca și firmă să le vin. Sunt firme specializate care asta lucrează, știi? Mm -hmm. Iau doar ansamblul noi cu uh, autosistemul de marketing. <laughs> Fac mm -hmm. imobiliare la bucată, ca să spun așa, mm -hmm. știi? Mm -hmm. Mm -hmm. Vei? noi, ce se vinde? Ce sună? Ce se vinde la preț corect? Ce, bă, unde am chimie cu proprietarii? Unde avem chimie ca și agenție? Mai aveam aici întrebări de perspective 2025, dar nu te mai întreb. Întrebă, <laughs> că zic că nu fac predicții. Perspective. Dacă merge tot așa, îl vedea. Dar anul trecut mi se pare că creșterea prețurilor de anul trecut, zic, nu anul ăsta, a fost sub inflație, par. Uh, nu? Da, pentru că nu scăzuseră încă dobânzile da. la nivelul ăsta. Da. Și anul trecut a mers mai bine cu plata cash decât către oameni. Am văzut că 70% prin București. Enorm. Enorm. Da. Enorm. Acum au scăzut la 50%. Din ce ai intermediat? B au, măcar... au, crescut foarte mult plata pe credit ipotecar. Prima Prima casă anul trecut nici nu s-a epuizat. Da, nu cred că s-a Nu s-a A fost primul an. Noua casă, scuze că așa a zis anul Pline. trecut cum mai este. Nu s Primul an în care nu s-au epuizat fondurile, pentru că mm. și-au dat seama că nu mai e combinație. Și acum anul ăsta? Mm. Nu? Nici anul ăsta. Mm. Ipotecar. Tinerii. Tinerii, tinerii ăștia, tineri-tineri, știi? Mm -hmm. 30-35 deja nu, nu se gândesc la noua acasă. Dar mai e regulat cu Peste... 70.000 de, de euro maxim valoarea sau ceva da. de genul. Erau... Da. Pentru un avans de 5%. Uh -huh. Tinerii însemnând în 21. Știi? De când ai voie să faci credit. Cam pe la de 21 e de și o garsonieră voie. ceva pentru ei. A, da. Două camere, 21, 25 până în 27 de ani se la prima casă, ca au nouă casă, pe care au avansul mic de 5%, mm -hmm. știi? Mm -hmm. Dar nu, nu recomand. Mai bine mai strângi din dinți din, din. un an, doi și strângi de un 15% să faci un ipotecar. Cu care mai poți jongla ipotecarul? Mm, da, din ce perspective mai poți jongla? De negocierea dobânzii din perioada fixă, te 3 ani sau 5 ani, că la noua casă da. n-ai. Păi -ai, ai plecat direct pe 8% dobândă și aia e. Da. Nu există dobândă mm -hmm. fixă. Poate ai o problemă și nu poți plătești 3-4 luni, te duci cer mm -hmm. o păsuire, semnezi un acord cu ei, le dai mai mult după aia. La noua casă n-ai cu cine negocia. E statul. n mm -hmm. ai plătit două luni, ți-a venit aviz de executare. De executare, da. E. Yeah. Aviz. Nu mai. Nu mai. tot ipotecar, nu? Până la urmă, dacă da, ar nu, fi... nu recomand. Prima casă. Nu, nu acasă, prima casă. Bun. Uh, dar investiție prin credit, uh, adică să iei prin credit și să dai prin chirie... Da, recomand. Cum să nu? Dar mai acoperă Deci chiria? dacă ai un venit... Acum acoperă, Anul trecut nu acoperea. Cred că chiria rata. Depinde, mă, ce cumperi. Dacă ai un venit uh, decent... Uh, mi se pare greșit să nu-ți faci un credit. Mm -hmm. Serios, mm -hmm. pentru că pă, se plătește singur. Mm -hmm. Dacă tu ești sănătos, ai casa ta. Plus că rămâi cu imobilul dacă stai și Cu condiție, să ți permiți plăți anticipate, adică nu-ți ah. un credit pe 30 de ani ca investiție imobiliară, e o tâmpenie. Da, da. nu, da. iei da, un credit pe 30 de ani, dar îl închizi în 7, în 5, în 8, în 4 ani, mm -hmm. ani, în 3 ani. în Cât poți fi asta? Cât poți, da, plătești anticipat. parte din principal, astfel încât să scap de dobândă aferentă acelor luni. Nu stai ca fraierul și plătești primii 10 Le ani lei. numai dobândă. Păi cam în, cam în 14 ani se plătește dobândă aproape mai mult decât principal. După 14-15 ani parcă, nu? Conform unui... Da, cam jumate. Cam jumate. Nu, la început e foarte important să achiți da. anticipat. Foarte da, important. Nu. nu faci credit dacă nu poți. Nu, no. este. Nu, uite, am cunoștință. Mm -hmm. Chiar soția fratelui a luat prima casă cu 6-7 ani. Okay. A închis creditul luna trecut. Nu. No. Da, cu prima casă. S-a achitat anticipat și acum a rugat dacă intră un apartament care un, îi se dă un credit de 60 60.000 și vrea să mai facă un credit. Tot așa. Da. Tot așa. Are un venit stabil, decent. Există regula asta că ar trebui să-ți din chirie 100 de euro în plus față de rată. Nu am auzit de regulă la, ai cumva, nu știu, ar trebui să fie cumva câtva la sută în plus sau măcar să-ți Nu, rata. Adică... Să-ți permită, nu, pe asta zic că nu e suficient să nu e doar rata. Da. Plătești într-o lună trei luni. Ok. O lună de, de credit și încă două-trei luni de principal, uh -huh. care înseamnă mai puțin de o lună de credit. Da, da, da. Păi Vă da, la principalul este mai 10%. Mai, la, da. la început, da. La început 10 e 10%. La 1000 de euro, ai 100 de euro principal și 900 de o mm -hmm. Ai auzit de oamenii care zic să nu plătești anticipat? Sunt persoane... Auzi de ei, săraci. De <laughs> <te> ce zici că <laughs> să, să, să le fac? Că n-au înțeles fenomenul. Mm -hmm. Mm -hmm. Că sunt ca... O să investești în altele. Nu știu. În, da, în nu. crypto, în mob, în bursă. Fiecare cum, cum se descurcă. Cum Cine nu zice că plata anticipată a principalului nu e bună, n-a înțeles-o. Mm. N-ai cum să înțelegi să zici că nu e bună. Păi este mai ales e mină de aur în primii ani, cum ai zis tu. Da. Min, min, mină de aur în primii ani. Acum, dacă te afli la 15 ani și ai, au trecut 15 ani de credit, nu prea mai este, să zic, cea depinde mai bună variantă, dar depinde de tine că rămâi tu, adică din punct de vedere mental, știi, rămâi fără datorie, știi, acolo contează foarte mult. Și poți să te apuci de altul. Bine, și așa da. ajungi ca dacă închizi un credit în șapte ani, nu? Da. În două dar ai trei apartamente și poți să iei la pensie de închirie, nu? Nu. Da. Dar uite că investitori se gândesc că ei pot să iau mai... Câte credite poți să iei în același timp? Depinde deveni deveni de venit, îți dă banca, nu? Că sunt că băși care nu element. dau mai mult de două. Adică, nu știu, dacă ai mai mult de două imobile, chiar dacă tu ai venit de, nu știu, hai să zic, 5.000 de euro. Sunt și de ăștia. Dar nu-ți dau mai mult de două. Nu am felicit. auzit de piedica Sunt, dar nu dau nume acum. De, de Cumva prin ce fac eu nici n-am avut ocazia să mă lovesc de întrebarea asta. De întrebarea asta. Am înțeles. Bun. Te-am întrebat în ce investește Șerban, Nu? Ai zis. dezvoltarea În dezvoltarea ta. Uh, cum se poate lucra cu tine, cu echipa cu tot, cum, că poate vrea cineva care ne-a urmărit să lucreze meu cu tine. Peste tot, Dacă cauți pe, dacă cauți îmi cer scuze, pe Google uh, Șerban Trâmbițașul Contact sau Trâmbițașul state Contact, găsești numărul mm. suni, să-ți răspund ori eu ori asistenta mea, spui nu. ce vrei de la noi și... Pă... Cei care îți scriu pe rețele nu răspund? Răspunzi? Da, Răspunzi acolo? Nu, sau pe rețele, dar da. recomand telefonic. că e mai practic e mai rapid, e mai ușor, mai practic mm -hmm. Și ți se atribuie un agent din echipa mea, uh -huh. doar profesioniști, care vânează exclusiv interesul clientului, al vânzătorului. Noi uh -huh. lucrăm reprezentare vânzători atât. Dar nu mă suni să-ți caut un apartament, că nu okay, o să uite facem și asta. asta. Uite nu se facem asta. Întrebare. Dacă ne suni și zici că vrei un apartament, o să-ți dau baza mea de date. Aici am toate da, ofertele. Martim. Dacă găsești ceva, uh -huh. trimitem link-ul și te pun uh -huh. în contact cu agentul care se ocupă. Uh -huh. Nu uh -huh. o să-ți caut un apartament, nu lucrăm reprezentare cu cumpărători. Cumpărător. Uh -huh. Este pentru investitori, știi că mai sunt genul că, uite, eu caut garsoniere până în, nu știu, 40 Ui, de mii. baza de dată de garsoniere, alegeți de aici pe care vrei o vrei, bai, dau comision zero. Că de-aia nu luăm comision, pentru da, că da. reprezentăm exclusiv vânzători. Exclusiv vânzători. Bun. Uh, am ajuns și la final. Eu am un concurs pe care l-am de fiecare dată. Uh, am două cărți profit bun. Dacă okay. ok. să facem profit bun. Două cărți de antreprenoriat mai mult și esențialismul, OK. Uh, pentru cei care ne răspund la o întrebare, uh, întrebarea mea este este o perioadă bună pentru investiții imobiliare? Asta este întrebarea. Și să ne argumenteze oamenii dacă da sau nu, comentariu mai jos în, în YouTube. Cerban, sper că te simți bine la mine aici. Foarte bine, noi. mulțumesc frumos pentru invitație. Mersi tare mult și te urmăresc în continuare și cât la cât mai multe video cu sute de mii, cu milioane. Cred că care a fost cu cel mai multe vizualizări? Cel mai multe vizualizări le-am da, la, le la un clip uh, uh, despre plata anticipată a principalului. Pe bune? 4,2 milioane. 4,2. Înseamnă da. că sunt sigur că din alea 4,2 milioane de vizualizări, Câte sute de mii oare s-au dus să facă măcar o plată. S-au dus principale. mulți. Am primit mii, mii de apeluri de mulțumire până care mi s-a da. spus că a funcționat. Pentru cei care zic că eu sunt pe neplata anticipată a principalului, că știu pe ce mă bazez, pe mulțumiri. Iar ca și imobil prezentat, maxim de vizualizări, 2 milioane și jumate. Două milioane Casă să. Faină? Sau... Nu e cea mai faină din cele pe nu. care le-am prezentat, dar s-a dus. A vândut -o? Repede sau nu? Povestea uh, prea... atât de lungă... <laughs> Hai că mai să un pic. S-a vândut după ce mi-a expirat, mi expirat contractul de reprezentare, după șase luni și n-am luat nimic. Dar s-a vândut oh, prin prisma mea. clipului. Ah, păi și cum? Nu te-a contactat pe tine? Nu. A contactat da. special? Oh. Da. Și n-a fost un client care a trecut pe mine, deși l-a văzut la mine și așa a fost să fie. Da. Cred că sunt mulți din ăștia care vor să... Nu? Foarte mult. Nu, asta, dar, cred că uh, cu asta te, co te confrunți. Dar am contract de reprezentare da. semnat cu proprietarul și da. când se duce la proprietar, proprietarul mă sună. Băi, vezi că a venit cineva la mine. Numai că de data asta expira, a apucat a să expiră. se expire contractul. contract. Am înțeles. Știi? Nu. No. No. Și nu era unul din clienții mei, că da. și acolo e, avem contract pe șase luni. După ce expiră contractul, dacă unul din clienții pe care eu i-am adus vrea să cumpere în următorul an, da. tot cu mine cumpără. Tot cu tine. Că eu da. l-am adus. Dar nu era unul din ei. E unul -a. care a văzut clipul la mine și nu a venit la, da. la mine. A, e a. riscul cu meseria. Asta se întâmplă foarte rar. Nu știu. Da, mm. ah, eu am crezut că se întâmplă des. de ce de Nu, nu, nu. Sunt mulți se sepe să sepe ocolească. Că... Pentru că există e volumul foarte mare, și cu cât volumul e mai mare, cu atât apar și chestii de astea, știi? Dar încă sunt foarte puține, ceea ce e bine. Cerban, mulțumesc tare mult! Cu drag! Multă baftă pe viitor! Toate bune tuturor!